ziua, bun găsit între prieteni! În prag de sărbători vă facem o invitație la un musical românesc cântat în proporție de 100% și cu o muzică originală compusă special pentru el. Povestim mai multe despre Heartbeat the Musical cu Eduard Jighirgiu, care semnează regia, muzica și scenografia, și actorii Maria Gherghiceanu și Ionuț Burlan. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Bine de invitație, salut, Mona! Așa se vine, cu vești de-astea frumoase, să ne bucurăm și să simțim, uite așa, că vin sărbătorile, că vrem să ne bucurăm, vrem să petrecem cu întreaga familie astfel de clipe minunate, cum altfel decât să vă vedem pe voi acolo pe scenă și să ne transmiteți energia asta frumoasă. Păi cred că chiar așa ar trebui luat proiectul ăsta, ca un cadou de sărbători, pentru că e un cadou românesc 100%. Lucru care nu s-a mai întâmplat la noi în țară, să se ia o poveste, să se scrie, să se compună și să se cânte în proporție de 100%. Eu așa ceva n-am mai văzut. 100% cântat? Adică, ok, mă duc la musical, dar aștept, știi, mai sunt niște pasaje recitate, vorbite, mai da, sunt da, da, mai da, da, un text inserat pe aici, pe acolo. Nu, de data dar asta cum ne-a să faceți față, vreau să știu eu așa. Păi asta cred că trebuie să-ți spună ei, pentru că voi ei joacă. Voi știți la ce v-ați înhămat? Bine, acum o să încerc să vorbesc eu primul. Poate să plece când mai are timp așa până pe 17 decembrie sau nu? Nu. Așa, nu bun. 100% cântat nu e, că sunt și eu în distribuție. Na, acum eu sunt mai mult pe partea de dans. Am înțeles, da. Ei râd, de cântat dansez foarte bine, nu? Da, și niciuna din ele. Adică nu e nicio problemă. Sper ca până la până pe 17 să rețin măcar jumătate din text. Restul să se descurcă colegii, te acoperă. Poate joc în prima parte. Și în a doua parte intri eu. În a doua parte intri tu, exact. Da. Facem după 20 de ani, am mai slăbit, am mai da, renunțat la barbă. Da, vă că sunteți pregătiți pentru orice scenariu, orice s-ar întâmpla. Nu e problemă, e cu final deschis, deci nu știu. Ce nu, frumos. Lăsând orice glumă la o parte, vorbim de un proiect în care publicul se va regăsi foarte tare, pentru că e o poveste românească 100%. E inspirată din fapte reale și e cumva despre vremurile în care trăim, cu toate lucrurile de care ne lovim, cu rasismul, cu homofobia, cu toate... ce vedem așa prin jurul nostru, da, nu? Cu tot ce vedem în jurul nostru și care până la urmă nu prea are sens. Adică uităm de noi, uitându-ne... la paiul din ochiul celuilalt. Așa este. Și cu siguranță oamenii vor reacționa frumos și se vor regăsi în povestea asta, se vor emoționa, se vor distra și nu numai. Dar nu vreau să spun foarte multe pentru că o e o surpriză pe undeva. Da, da, spectacolul da. Ăsta pentru că e o premieră pentru România și ca abordare a stilului de muzical și ca poveste. Dar așa ca influențe, vreau și eu să știu, ca influențe. E un musical, un pic așa ca stilul muzical. Poți să-mi spui? Nu știu să spun, eu, îți spune Ionuț. E un mix, e un fusion. Da, e bazat foarte mult pe muzică populară. Pe hore sârbe, nu? Croată, croată. A, croată, am înțeles. Da, da. De asta mi-a lăsat barba să semănă King, așa mi-a zis și soția. Și cred că va prinde foarte tare în zona Finlanda. Da, 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 acolo la Viking. Foarte bine, da, 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 pentru că până la urmă vorbim și despre sentimentele lor, despre frig, despre aurora boreală, despre regi și alte alea. Maria, eu știu așa că mi-am șoptit așa un spiriduș că este o poveste și de iubire acolo, adică da, ne învârtim așa în jurul iubirii. Nu cu mine. Nu, nu cu Ionuț, nu cu Ionuț. Povestește-mi un pic despre rolul tău, despre proiectul ăsta frumos. Da, este într-adevăr o poveste de dragoste, în jurul căreia e axată toată povestea, dar sunt mult mai multe planuri, adică nu e vorba numai despre asta. În jurul acestei povești se nasc alte tot felul de situații. Dar oricum iubirea știi prea bine că unește așa și schimbă întreaga lumea și despre asta nu este se poate vorba. Să da. Nu avem iubire în jurul nostru. Cumva povestea asta de iubire centrală e pretextul pentru tot ce se întâmplă în jur. Eu sunt de fapt trei povești de iubire în povestea noastră. Unele se împlinesc, unele nu se împlinesc, ca în viață. Asta este, nu poți să exact. Le ai pe toate, da? Doar că ele scot la suprafață lucruri mult mai grave decât pară în primă fază că sunt. Și cumva ele ajută să dezvolte conflictul și întreaga poveste a spectacolului. Vorbim de un el și o ea proveniți din medii diferite
Și de-aia nu vreau să spun foarte multe despre muzică, pentru că muzica cumva e cu influențe din mediile din care provin cei doi tineri. Da? Și da, e parte din surpriza spectacolului, pentru că dacă ți-ar spune despre ce medie e vorba, atunci oamenii ar pune o etichetă. Ori eticheta asta nu e deloc valabilă în proiectul ăsta. Pentru că felul în care e scrisă muzica și e abordată n-are nicio legătură cu ceea ce știu oamenii despre mediile astea despre care vorbesc. Să zicem că e vorba despre găgăuți și lipovi. E ok. Poate fi, e o variantă. Poate fi, este, da, este. Pe de altă parte, e o poveste general valabilă. Adică dacă cineva ar vrea să monteze spectacolul ăsta oriunde în lumea asta, el se poate monta liniștit, pentru că stă la fel de bine în picioare și în America, și în Finlandra, și la Londra. Zic și eu. Da, chiar da. Adică cumva el a fost scris. Nu degeaba muncim la el de 2 ani de zile. Deci 2 ani a durat da. Până când a luat așa contur și până când, uite, avem premiera pe 17. Da, a fost o nebunie, că când a început pandemia, ne-au închis în casă pe noi artiștii, în mod special. Și ne-am trezit cumva legați de mâini și de picioare. Și stăteam cu Adriana, soția mea, și ne gândeam ce facem acum, încotro o apucăm, pentru că ea e artist independent 100%, eu sunt angajat și în teatru de stat, dar îmi place foarte mult să fac și teatru independent. Și în momentul în care ne-am trezit amândoi stând în bucătărie și uitându-ne unul la altul și dându-ne seama că nu ne mai putem face meseria, am zis ce facem. Și în primă fază am zis hai să plecăm din țară. Și am plecat din țară. Și am fost plecați o lună jumătate, am plecat în Belgia la niște prieteni, hotărât să rămânem acolo. Am ajuns acolo cu speranța cumva că vom reuși să ne integrăm și în zona lor de artistică și ușor, ușor să facem ce facem aici. Ne-am dat seama că nimeni nu te primește cu brațele deschise, că nimeni nu o să dea la o parte unul de-al lor pentru un emigrant și că nu o să ne găsim locul sub nicio formă. Și ne-am întors în țară cu gândul de a face ceva ce nu s-a mai făcut. Și așa a pornit Harbitul. Ce frumos! În septembrie 2020 am început să scriem la el și iată, decembrie 2022, suntem cu câteva zile înainte de premieră. Cu emoții, bineînțeles. Cu emoții foarte mari, pentru că sunt lucruri pe care încă nu le știm. Noi încă n-am început repetițiile aici pe scenă. Se referă la mine. Urmează de sâmbătă să intrăm la scenă în repetiții în generale și sunt în linie lucruri, dreaptă, da, gata. Intrăm în linie dreaptă și abia atunci vom înțelege dreapta, perfect da. Cum arată produsul nostru. Noi îl știm acum exact așa, cum, uite, mai da, vedem lucruri în sala de repetiție pe care o vedem în spate. Da? Da. Dar pe deplin de sâmbătă vom afla cum arată produsul nostru. Și cum i-ai găsit pe toți acești oameni minunați? Cum v-ați găsit unul pe celălalt, ca să zic așa? Cum ați ajuns să faceți parte? Ionuț cumva e o excepție în proiectul ăsta și o excepție pentru că exact de el aveam nevoie pe rolul pe care îl joacă. Puneți mâine la urechi. Eu, da, el nu trebuie să știe asta. Nu trebuie să știe că e de noi înlocuit în proiectul ăsta, întrucât eu știu tot rolul lui și sunt pregătit oricând să... Așa. El e singura excepție. În rest am zis, dacă facem un proiect independent, haide să-l facem doar cu artiști independenți. Și atunci toți oamenii pe care i-am luat, tot castingul nostru a fost cu artiști independenți. Unii studenți, Maria e studentă la teatru. Da. Cât mai e până termin? 3 ani, sunt în primul an de-abia. Oh, ce frumos. Abia a intrat, doar că ea face teatru la noi, la Academie, la Acting Dream Academy, de vreo 6 ani. Da. Adică deci, nu e deloc problema, străină Maria. De meseria asta. Da, e cumva un semi-profesionist. Așa este, da, e pe... adevăr. Uite, aș vrea să-mi povestească și apropo de rol și de partitură și de toată implicarea ta în acest proiect. Cum e, cum ți se pare? Te așteptai la așa ceva? Ți-a depășit așteptările? Măi, a fost o super provocare pentru mine. Pentru că sunt încă la început și am o groază de lucruri de descoperit. Dar norocul meu a fost că am lângă mine oameni foarte buni și oameni cu experiență și oameni care știu despre ce e vorba în meseria asta. Și au fost foarte multe momente în care nu mi-a ieșit și îmi părea rău că nu știam ce să fac, dar în cele din urmă am ușor, cu ajutorul lor, am înțeles care este cheia personajului și am reușit cât de cât să înțeleg care e treaba cu ea în acest spectacol. Bine, ea e modestă. E modestă. Da, 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 da. Nu, adevărul e că e o provocare mare pentru Maria, pentru că ea e o actriță cu un ludic excepțional.
și i-am dat acum un rol care e cumva pe contră. E un contraamploa, da? E un contraamploa pentru ea. Ea joacă în Cartea Junglei Bălu. Ești Bălu! Și e iubită de la prima apariție până la finalul spectacolului. Copiii pleacă cântându-i piesa și sunt înnebuniți după Bălu. Adică da, merg cu convenția faptului că e o fată care joacă pe Bălu, nu sunt deranjați absolut deloc, iar ăla e genul de rol care îi se potrivește foarte bine. Ei, de data asta, doi nebuni au zis, nu, hai să o scoatem din zona ei de confort, să o scoatem din Bălu și să o facem o îndrăgostită, o Julieta zilelor noastre. Da, o Julieta modernă. Da, o Julieta modernă. Da. De-aia, bă, e adevărat. Ca să scoți partea asta sensibilă din exact, ea, da, și romantică și suferindă, mă gândesc. Noi intuind toate laturile astea în ea și văzându-le în multe momente și știind că nu-i dăm chiar un contraamploa. Adică, da, e un pic pe contra față de ce e obișnuită ea să joace. Dar trebuie să acceseze și acolo. Exact. Să e o meserie în care trebuie să ne descoperim în foarte multe feluri. Așa este. Și în Ionuț ce ai văzut? Burta. Păi el cum n-ai văzut așa? Ce și pe mine m-a luat tot pentru calitățile mele de juneprim. Trecut de prima tinerețe. Nu, Ionuț, dincolo de faptul că e un actor foarte talentat, e un actor cu foarte multă experiență în zona asta a muzicalului. Jucând în multe alte proiecte, aveam nevoie de oameni cu experiență care să-i ajute pe cei tineri. Dincolo de faptul că e foarte potrivit pe rolul pe care îl interpretează în spectacol. Nu putem să spunem. Nu putem să spunem mai mult. Doar că sunt tatăl. Este, da. Deși nu m-am gândit la el în momentul în care am scris împreună cu Adriana rolul ăsta, ne-am dat seama că pe parcursul repetițiilor că se lipesc atât de bine de el și replicile și situațiile, încât jur că a fost scris pe el. Interesant. Da, e un proiect și aici vreau să spun, să vorbesc puțin de echipa acestui proiect. Trebuie pentru că să-i practic, scuze-mă, da. Practic eu am fost singurul disponibil care a mai rămas din lipsa aia, părezi restul i-au refuzat și au venit la mine, sigur. Eu am cerut foarte mulți bani pentru chestia asta, sunt pentru convinsă, că e firesc, ar trebui să-mi tatuez și heartbeat pe aici pe mâini, așa că nu... El le avea tatuate înainte sau acum nu, după proiect ce a început și le-a tatat? Proiectul. Serios? Da. Incredibil. Da, culmea e că n-are nicio legătură cu proiectul, adică e evident. Da, e un gând al lui mai vechi și s-a materializat acum în inimă ale copiilor mei, dar iată că incredibil, lucrurile... Ca să vezi cum funcționează lumea universul. Lumea e foarte mică, da, și da, universul, na. Da, nimic nu e degeaba. Da, într-adevăr. Evident. Spuneam de echipa proiectului. Nebunia a pornit de la mine și de la Adriana Drăguții Ghergiu și am mai angrenat în partea de scriitură o prietenă foarte bună, pe Teo Hergelegiu, pentru că avem un personaj venit cumva din altă lume și care privește toate situațiile astea din exterior și avem nevoie de felul de a scrie al Teodorei Hergelegiu, cu care suntem foarte buni prieteni și căreia vreau să-i mulțumesc pe această cale că a intrat în nebunia asta a noastră. S-o pupăm! S-o pupăm, s-o îmbrățișăm! S-o pupăm, s-o îmbrățișăm, da. Iar... După care am început să adunăm oamenii în jurul nostru. Mama Mariei, Adina Ghergiceanu, este cea care se ocupă de costumele acestui proiect. Mai e Claudia Hanghiuc, cea care s-a ocupat de pregătirea vocală și care este cumva mămica noastră în proiectul ăsta, pentru că e singurul... Stă cu gura pe voi, cum să zice. Nu doar atât. E singurul coach, om de la noi, da, din țară care a terminat un doctorat în canto muzical și care știe foarte bine cu ce se mănâncă acest gen, care e cumva la început la noi în țară. Noi deocamdată am importat francize de afară și... Și le adaptăm aici. Da, le adaptăm, da, la noi. Așa este. Ei, ea a studiat foarte mult în sensul ăsta și ne-a ajutat foarte mult pe parcursul proiectului să fim așa cum trebuie să fim. Și deci, de undeva aici. Da, 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 da. Păi e un proiect extrem de îndrăznesc din toate punctele de vedere. După aia e o gașcă mare, suntem cât 20 sunteți, și pe scenă 24. 24. Da, 24 de oameni. Adică dincolo de Ionuț și de Maria, o să mă uit acolo să ți-i spun acolo ca, imagine, ca să nu-i scap. Da, da. Mai e Radu Ștefan Bănică, Daria Crișan. Uite aici sunt. Uite aici, Georgiana Mototolea. Alexandra Crăiescu, Valentina Boldurescu, care semnează coregrafia acestui spectacol. Andrei Tomescu. Bine, nu sunt chiar toți aici, că sunt Anda Pușcașu, Andrei Pușcașu,
Darisian, mai Robert Ciupitu, Darisian Luncanu, Dana Buzatu, Alina Mirică, cine mai e? Victor Ion, Alma Nicol Boiangiu. E o echipă frumoasă, sunt foarte mulți tineri. Da, sunt foarte mulți tineri. Păi sunt patru adulți, cumva trecuți așa de... Trecuți de 40 da, de ani da. Și restul sunt foarte tineri și foarte tineri. Asta este minunat pentru că dați șansa tinerilor din noua generație să da, se păi am pornit de la premisa că sunt o groază de facultăți de teatru în țara asta care scot cumva pe bandă rulantă, da. Actori care nu au șansa da. Să se angajeze într-un așa teatru este. De stat. Așa este, și atunci de ce să iau oameni care deja sunt intrați în sistem și să nu iau oameni care își doresc să intre în sistem? Corect. Și pornind de la premiza asta, da, dacă toți suntem teatru independent, hai să facem teatru cu oameni din independent. Ce frumos! Felicitări pentru acest proiect. Eu sunt sigură că o să aibă succes și sunt sigură că vor urma multe, multe reprezentații după premiera. Doamne 17 ajută. Decembrie și mai aveți o reprezentație. 17 decembrie este premiera, care e aproape sold out. Unde? Mai unde? Sunt la Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bun. Să ne luăm bilet, zic. Da. Așa. Dacă mai găsiți. Dacă mai găsiți, foarte puține bilete. Da. Sunt chiar ultimele, până în 10-15, ceva de genul ăsta. Gata, se dau și acelea, sunt sigură. După care, următoarea reprezentație va fi pe 4 februarie. Tot. Tot acolo, tot bineînțeles, trec și sărbătorile și... Exact, de-aia am și pus-o pe 4 februarie, am zis oamenii să se liniștească, luna ianuarie e aia în care ne dezmeticim, am intrat în 2023, luna să vedem Da, exact. Se leagă lucrurile. Dar între timp sunt și alte proiecte, adică noi pe 17 avem premiera de la Heartbeat, pe 20 avem Cartea Junglei, muzicalul Cartea Junglei, pe care îl jucăm... Balu aici de față, da. Balu aici de față, pe care îl jucăm de 4 ani de zile, cu casa închisă și se bucură de mare succes. Doamne ajută să-l mai jucați în continuare, tot așa. Doamne ajută. Același lucru ne dorim și pentru Heartbeat. Așa o să fie, cu siguranță am eu un feeling și să știți că nu mă înșală intuiția feminină. Doamne ajută. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența. A fost minunat să mai venim, să mai povestim, să mai râdem și să vorbim despre lucruri frumoase care ne încarcă așa cu energie bună. În februarie, la început, începem un nou proiect. Așa. Pe care urmează să-l scoatem undeva în mai. Perfect. Deci înainte we have a date. Și vom fi aici. Perfect, vă mulțumesc tare mult. Și noi mulțumim din tot sufletul pentru invitație. Și vă țin pumnii pentru 17 decembrie. Mulțumesc frumos. Dragii mei, mergem mai departe și luăm o rețetă delicioasă de la Mâncare cu Savoare. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit la mine în bucătărie. Astăzi facem din nou o prăjitură, dar o prăjitură sănătoasă, fără zahăr, cu fulgi de ovăz și banane. Cu siguranță vă va plăcea atât vouă cât și copiilor. Este delicioasă și se face foarte, foarte ușor, veți vedea. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru această savuroasă prăjitură avem nevoie de 250 de ml de lapte dulce, 120 de grame de fulgi de ovăz, 30 de grame de cacao, 2 ouă, 2 banane bine coapte, 5 grame de praf de copt și un praf de sare. Veți vedea cât de ușor și rapid se prepară și este absolut delicioasă. Întâi punem peste fulgii de ovăz laptele fierbinte. Amestecăm puțin și lăsăm deoparte să se hidrateze pentru aproximativ 15 minute. După vreun sfert de oră, tăiem bananele curățate în rondele. Apoi le băgăm într-un blender și le mixăm până se transformă într-o pastă. Peste pasta de banană adăugăm ouăle și mai mixăm pentru câteva secunde. Lăsăm puțin deoparte și amestecăm pulberile. Punem într-un bol pulberea de cacao, praful de copt, facultativ un zahăr vanilat și sarea. Amestecăm bine totul și mergem cu amestecul de pulberi în blender peste amestecul umed. Mixăm din nou pentru câteva secunde.
apoi punem într-un bol încăpător fulgi de ovăz hidratați în lapte, peste care turnăm amestecul ciocolătos. Amestecăm bine, bine totul și gata cu aluatul. Aducem o tavă unsă cu unt. Putem folosi o tavă de chec, un vas Iena sau, cum folosesc eu, o formă de aceasta rotundă. Facultativ, putem pune întâi bucăți de nucă pe fundul tăvii. Apoi turnăm tot aluatul și uniformizăm frumos la suprafață. Tava va merge la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 35-40 de minute. Și prăjitura este gata. O lăsăm să se răcească complet. Acum putem doar să o pudrăm cu puțin zahăr sau să-i facem o glazură. Punem peste 100 de grame de ciocolată neagră, 50 de mililitri de lapte și mergem cu bolul fie în cuptorul cu microunde pentru un minut, fie pe baie de abur până se topește ciocolata. Punem glazura într-o pungă alimentară sau un poș, tăiem vârful și ornăm prăjitura, cât de bine poate să arate. Acum haide să vedem și cum arată pe interior. Arată umed și ciocolătos, arată savuros, iar gustul este incredibil. Cât de bună poate fi și o prăjitură sănătoasă. Este un desert perfect ce poate înlocui chiar și un mic dejun. Ingrediente puține, sănătoase și puțin timp necesar pentru preparare. După cum ați aflat, 2023 este un an în care ar trebui să ne mai așezăm, așa, să ne mai conectăm cu partea spirituală, poate încercăm și o meditație, poate încercăm tot felul de călătorii transformatoare. Ei, uite, și în contextul acesta vreau să vorbim cu invitata noastră dragă, Dimitrie Apuchiu, specialistă și formator în informație energetică, despre inițieri și despre evoluția aceasta spirituală, să vedem ce direcții ne dă. Bine te-am găsit, Dimitrie! Bine, ne-am reîntâlnit. Aia ai auzit și tu, că 2023 va fi așa un an în care ar trebui să încercăm să ne conectăm mai mult cu partea asta nevăzută, energetică, spirituală. Specialiștii care vin la noi în emisiune, exact direcțiile acestea ni le dau. Eu consider că fiecare clipă a vieții noastre reprezintă o cale spre evoluție, un nou moment transformator. Deci, practic, într-adevăr, nu aduce... anul ce aduce ceasul, știi cum se spune? Da. Nu se știe niciodată pentru fiecare dintre noi când are loc acel declic, știi, acea trezire spirituală în care căutăm calea noastră spre inițiere. E, și dacă tot discutăm despre inițiere, să înțelegem ce reprezintă de fapt o inițiere. În primul rând, o inițiere este o mare taină. Din punctul meu de vedere, are loc o activare a structurii energo-informaționale a celui ce urmează a fi inițiat. Are loc acea așezare în ADN-ul electric, altfel spus, a unei informații, deschideri de câmp, care facilitează evoluția. Suntem permanent într-o permanentă dinamică, să zicem așa, într-o transformare. Nu ne dăm seama exact când are loc un anumit moment declanșator sau nu neapărat îl premedităm. Dar atunci când ne punem întrebarea dacă suntem pregătiți, trebuie să avem următorul reper. Atunci când sufletul tău simte cu certitudine 100% că este pregătit. Deci nu trebuie să-ți certifice cineva că a sosit momentul inițierii tale sau că ai nevoie de știu eu câte cursuri sau câte volume citite pentru a fi elevat, pentru a face acel pas spre
inițiere. Practic, în momentul în care vorbim de inițiere, noi constatăm că în viața de zi cu zi, noi tot trecem prin fel de fel de inițieri, pornind de la momentul botezului, da? În sistemul nostru creștin este o inițiere, momentul căsătoriei, o altă inițiere în care cei doi se reunesc pentru a da naștere copiilor. Sensul este acela de perpetuarea speciei. Iarăși, momentele menite prin funcție și de alegerile pe care le facem, acele momente spirituale, de exemplu, preoții, sacerdoții din vechime, aveau un anumit tip de inițiere, momentul în care ei primeau, să zicem așa, un plus de energie și informație prin intermediul celui care este deja inițiat. Deci iată că termenul acesta de inițiere are mai multe sensuri. Acum depinde de curent, pentru că fiecare sistem, atât de credințe, cât și de formularea și ordonarea societății, are diverse căi. Deci, practic, când vorbim de inițiere la modul general, noi cuprindem o paletă foarte largă, în funcție de sistemul individual de credință al fiecăruia dintre noi. Deci nu ne rezumăm doar la o singură latură. Dar când vorbesc de inițiile pe care le realizez eu sau ce înțeleg eu prin această inițiere, mă refer în primul rând la acea intrare în rezonanță cu elementele, cu câmpurile cuantice, da, universului cuantic, să poți să percepi informația, să o accesezi, să o integrezi și să o utilizezi. Căci degeaba cunoaștere, să zicem, la nivel teoretic sau intelectual, dacă ea nu se și manifestă. Și nu o simți. Și nu o simți. Da. Este vorba de, prin inițiere, eu aș spune mai curând că este vorba de o trăire. O trăire a cunoașterii. Noi suntem înfometați de senzațional și foarte mulți poate și imaginează că o inițiere trebuie să aibă loc într-un loc ritual, da, post extraordinar, da, nemaipomenit, da. Da, cu focuri de artificii, cu lumânărele și așa mai departe. Este, da. Aceasta este doar o fațetă, să zicem așa, sau o interfață la care unii uneori mai recurg. Dar ce trebuie să realizeze omul, să conștientizeze? Că această inițiere are loc foarte simplu. Este necesară doar o atingere a unei stări de conștiință extinse, așa cum realizez eu și în locurile energoinformaționale, o trăire care îți transformă cu totul viziunea și perspectiva asupra vieții. Simți acea călătorie spre interiorul tău. Aceea este inițierea la care fac eu referire. Suntem foarte diferiți, de aceea vreau să nu existe o confuzie și poate foarte mulți au auzit și au observat că este larg utilizat acest termen de călătorie inițiatică, de foarte mulți. Dar trebuie înțeles că mentorul, formatorul imprimă o anumită cale, o anumită direcție. Și nu întotdeauna, din nefericire, ceea ce se pretinde a fi inițiatic este neapărat inițiatic. Adică nu neapărat un stil de viață sau schimbarea unui regim reprezintă clar m-am inițiat. Iarăși eu nu merg pe ideea că o inițiere are loc în urma unui curs de câteva zile într-o sală de curs și gata, am primit o diplomă, da, frumos colorată, un rămes și sunt acolo inițiat în. Da. Așa ceva mie mi se pare pueril și este prea redus la un nivel derizoriu, să zicem așa, al minții umane. O inițiere nu poți să o cuprinzi, pentru că este vorba de tine, de drumul tău personal pe care îl străbați spre sinele tău, spre sufletul tău spirit, să te cunoști pe tine. Cine poate să-și certifice ție vreodată cine ești? Decât tu însuți poți să simți acest lucru. Tu prin trăirile tale, bineînțeles, înnobilate de acea smerenie și noblețe, modestie, pentru că nu întotdeauna a fi inițiat trebuie să ieși neapărat în față sau să scrie undeva pe fruntea ta sau să te manifesti într-un anumit mod. Eu am observat că din exemplele de viață ale inițiaților autentici, de acolo mă inspir, ei trăiesc într-o sobrietate și o modestie, da, o simplitate. Nu trebuie să erigezi sau să atragi atenția asupra ta. Cei ce folosesc adesea, știu eu, mișcări de scenă,
diverse trucuri de manipulare, efecte speciale, că trebuie să ai o anumită vestimentație, că trebuie să fii într-un fel. Vestimentația o alegi în funcție de starea ta. Dar faptul că ești îmbrăcat, de exemplu, într-o ținută montană, de exemplu, cum se întâmplă în situația în care merg eu pe crestele munților și o să vorbim și despre locuri inițiatice. Chiar vreau să te întreb apropo de locurile în care mergi și ai simțit niște energii aparte. Exact. Deci, indiferent de modul în care tu ești îmbrăcat, trebuie să vezi haina ta de lumină. Aia contează. Starea ta, cum te simți tu pe interior. Pentru că în momentul în care tu ești atras de iluzoriile artificii, de multe ori poți să pășești pe o cale greșită, cum spuneam eu, a unui joc de teatru și atât. Prea mult oamenii au fost educați în ideea de a se centra pe formă, pierzând esența și conținutul. Știi câte transformări sau câte revelații am avut în decursul vieții, în momente cu totul neașteptate, în spații atât de simple, da? La îndemâna oricui. Dar vezi, contează foarte mult cum pășești în aceste locuri. Care este intenția ta? Pentru că o călătorie cu adevărat inițiatică nu este o călătorie turistică. Nici un pelerinaj în care să-ți imaginezi că acolo trebuie să încantezi, știu eu ce, rugăciuni sau mantre și așa mai departe. Trecând, pur și simplu, trăind acel moment în intimitatea ființei tale. Am avut ocazia în această viață să trăiesc clipe extraordinare în locuri care m-au atras. Pentru că și aici vorbim de locuri care te atrag. Pentru că nu pentru toți anumite spații sunt benefice sau... Nu neapărat benefice. Au resimt aceeași energie. Exact. Da. Nu resimtă și nu au acel efect, ce spunem noi, transformator. Trebuie să intri în rezonanță, ce spuneam, că inițierea reprezintă a intra într-o stare de rezonanță cu elementele, cu pământul, cu energiile spațiului. Fiind foarte diferiți, noi ca și structuri energo-informaționale, ca suflet, spirit, automat avem deschideri pe paliere diferite. Prin urmare, locul cel mai important pentru sufletul meu, din punctul meu de vedere, îl reprezintă Sarmisegetusa Regia, în zona templelor dacice, vârful Godeanu, Cogaiononul, cum este cunoscut, din munții Șureanu. Iarăși un punct de retragere al inițiaților. Acolo nu urcau toți oamenii de rând, ci doar inițiații. Un alt vârf inițiatic este vârful Gugu, de exemplu, din rezervația Retezat Godeanu, din masivul Godeanu, vârful Gugu. Iarăși este un reper inițiatic. Ceahlăul, vârful Toaca, Rarăul, avem zona Polovragilor, da, unde tărâmul vindecărilor și al vindecătorilor, așa cum l-am denumit, acolo este iarăși un punct, o vatră a vracilor de demult, a vindecătorilor. Iată că, din punctul meu de vedere, ca și termen de munte sacru, ca loc de inițiere, regăsim pe teritoriul României mai multe astfel de vârfuri. Pentru că termenul de Cogaionon definește însă și ideea de sacralitate. Și dacă ar fi să privim din perspectivă energo-informațională, această spiritualitate, la modul general, din punctul meu, este știință pură, pentru că au loc transformări pe care le poți explica, le poți înțelege și din punct de vedere al unei fizici și mecanici cuantice, adică dintr-o altă stare, dintr-o altă perspectivă de a privi această știință. Iarăși, locuri extraordinare, aș putea spune că se află pe teritoriul României în zone mai puțin cunoscute, de exemplu, Țara Loanei, da, complexele rupestre care îți vorbesc despre o civilizație primordială a primelor entități numite ființe umane, da, acolo unde există acele laboratoare. Sfinxul din Bucegi, aici este chiar unul dintre portalurile de la Polovragi, un loc extraordinar. Deci este castelul Iuliei Hașteu, da, de la, da, Câmpina. Chiar am programate în lista, să zicem așa, destinațiilor din 2023 toate aceste spații deosebite, trasee inițiatice, care nu totdeauna sunt marcate. De exemplu, vârful Colții Țapului, nu există un traseu marcat.
Este un loc interesant care a atras atenția mai ales în ultima perioadă, în ultimii ani, după prăbușirea acelui elicopter israelian. Știm foarte multe povești și legende, dar și aspecte care au legătură cu realitatea energetică a acelui spațiu. Legendele astea nu se nasc degeaba, apropo de aceste locuri încărcate. Exact. Deci, o legendă pornește de la un adevăr. Și cel ce sfidează și se crede atotputernic, crezând că totul îi se cuvine, acela s-ar putea să aibă o mare surpriză. Eu am observat că locurile acestea se deschid și își deschid porțile prin veghetorii acelor spații celor care sunt cu adevărat pregătiți. Trebuie să mergi acolo cu inima și cu gâtul curat. Chiar dacă poate nu întotdeauna ai trăirile conform așteptărilor tale, atenție că mintea creează foarte multe scenarii apropo de forme, știi? Trebuie să înțelegi că ceva se întâmplă în interiorul tău, să te observi pe tine după o astfel de călătorie, să vezi ce simți la întoarcerea dintr-o astfel de explorare. Practic, această viață este o frumoasă aventură, o aventură spre evoluție. Noi, practic, evoluăm clipă de clipă și dacă stăm bine și analizăm, dacă trăim în rezonanță cu ceea ce există, cu ființa noastră, atât energetică cât și materială, când simțim și înțelegem că energia se află și în materie, modelează materia, materia la rândul său conține energie, deci avem acel ADN electric în structura noastră, da? Totul este energie, lumină, când vorbim de corpuri de lumină, coduri de lumină care activează structurile noastre în timpul unei inițieri, unei activări, practic în momentul acela ne dăm seama că suntem mai mult decât credeam. Știi? Și practic toată această viață pe care noi o parcurgem într-un joc minunat între suișuri și coborâșuri, între aceste provocări, reprezintă de fapt cheia evoluției. O întreagă viață, poți să spui, este o adevărată călătorie inițiatică. Dacă vrei să trăiești viața așa, tu vei fi, dragă omule, în câștig. Tu vei descoperi că vor apare oamenii potriviți, momentele potrivite, deschiderii tale. Deci ești pregătit atunci când tu chiar crezi că poți să faci acest pas, când simți cu toată ființa ta, unde nu există umbră de îndoială. Dar uite, imaginează-ți cum sunt oameni care pot merge pe foc. Păi, dar ei cum reușesc și alții nu? Și nu se ard, nu? Da. Și nu se ard. Da. E, asta este sau vorba. Sau fachirii, sau mai exact. Știm noi, da. E, aceștia, de fapt, au acea credință că pot. Dacă tu crezi că poți să fii un explorator al universului, ai curajul și pășește, fără teamă. Pentru că în momentul în care apare teama, toată acel drum pe care tu vrei să-l parcurgi... S-a blocat. Este blocat, da. Practic, teama te paralizează și nu stai tot timpul să te întrebi. Vin frământări din minte, dar cum va fi? Voi fi eu în stare? Voi fi capabil să accept, să percep? Da, ești capabil, pentru că în prototipul ființei umane există acel potențial interior despre care noi am mai vorbit. Așa este, da. Și prin urmare, tu prin inițiere înnobilezi acest potențial într-un mod conștient. Îți mulțumesc tare mult, Dimitria, te-am ascultat cu mare plăcere, ca de fiecare dată când vii la noi. Și aș vrea cu îngăduința ta să mai adaug că fiind într-o perioadă a sărbătorilor și a generozității, a darurilor, cei care doresc în 2023 să călătorească împreună cu mine în locurile energoinformaționale ale României, să beneficieze de aceste cursuri dinamice pe care eu le ofer și să împărtășesc din cunoașterea mea, au posibilitatea în aceste 3 săptămâni până la sfârșitul anului 2022 să beneficieze de anumite reduceri. Deci eu la rândul meu fac anumite daruri și facilitez accesul spre cunoaștere. Și până atunci să ne amintim ce suntem și cine suntem, căci astfel lumea este schimbată. Așa este, Dimitria, îți mulțumim tare mult, o bucurie să te revedem și te mai așteptăm aici între prieteni cu brațele deschise. Mulțumim frumos! Și eu îți mulțumesc! Evele din jurul nostru împletesc cu armonie atât de multe roluri într-o singură zi. Mame, soții, prietene, antreprenoare, fiice și lista poate continua.
În antreprenoriat se întâmplă și greșeli, dar este important ca ele să fie transformate în trepte pe care să le urcăm. Antrepremame este un proiect al mamelor antreprenori care au pus bazele unor afaceri absolut minunate, cu impact nu doar asupra vieților de familie, ci și asupra comunității. Povestim mai multe cu Mădălina Roman, inițiatoarea proiectului și a comunității Antrepremame. Bine te-am găsit, Mădălina! Bine te-am găsit și eu și mulțumesc, Dana, pentru invitație. Vorbim despre mame puternice, da, femei puternice. Mame puternice, așa este. Am venit într-un suflet aici și eram foarte agitată să nu întârzi. Și ascultând-o pe Dimitria, Dimitria efectiv, este minunată. Da, m-a ajutat să mă liniștesc și să mă așez așa în mine. Dar acest dar, Dimitria, și multe alte daruri pe care le descoperim simte, așa, da, de la emisiune. Și transmite o energie extraordinară. Și tu transmiți o energie frumoasă, creatoare, mulțumesc, generatoare. Bă, despre asta este vorba. Uite, apropo de energia feminină, noi avem aceste capacități sau capabilități, să le zic așa. Și uite cum ai făcut tu, ai reunit la un loc toate mamele care au acolo în minte o idee de afaceri și culmea și implementat-o și au făcut, da, și un bine comunităților. Da, așa este. Am născut cu ghilimele de rigoare această comunitate în timpul concediului meu de maternitate. Dar acest proiect, să știi că nu, sau mai bine zis, a apărut din dorința de a-mi promova câteva prietene care aveau proiecte antreprenoriale foarte frumoase și eram fascinată de puterea unei femei de a crește atât proiecte cât cu aceeași, și copilul. Da, exact, cu aceeași iubire, cu aceeași grijă, da, așa cum își crește copilul. Și încet, încet a apărut această idee de a reuni mamele antreprenor sub o umbrelă. Am creat comunitatea Antrepremame, care însă rămâne deschisă inclusiv pentru mamele ce cochetează cu ideea de a deveni antreprenor, dar încă nu știu pe ce cărări ar trebui să pășească. Și în general, ai văzut când ești mămică și stai în concediu, îți vin tot felul de idei, pentru, da, că intri în această energie a copilului și, exact, îi înțelegi nevoile, automat înțelegi și nevoile părintelui și de aceea mamele sunt atât de creative în această perioadă, doar că există latura aceasta frustrantă, ca să zic așa, a timpului, pe care nu-l mai ai. Nu mai ai același timp ca la început, când erați doar voi doi în cuplu. Și aici vine marea provocare. Cum le ajuți pe mamele care doresc să facă ceva, adică poate să renunțe la job și să umble așa pe calea asta a antreprenoriatului? Cum interveniți voi prin cadrul proiectului? Întocmai se întâmplă, cum spuneai și tu, se întâmplă ceva în această perioadă a maternității în care ai nevoie și de validare. Validarea ta ca femeie și ca om. Și poate că tocmai în această perioadă nevoia de exprimare crește și vrei să faci și altceva pe lângă acel pui de om pe care îl modelezi. Și Antrepremame, prin scopul principal pe care îl are, le aduce la oaltă pe aceste mămici. Și cumva magia se naște între mămicile aflate la început doar cu nevoia de exprimare și de a face ceva și mamele care deja au reușit să stabilizeze un business, dar mai au timp, iată, pe lângă businessul lor și pe lângă copilul de acasă, mai au timp să crească și alte mămici, prin sfaturi, prin instrumente, prin împărtășirea propriei experiențe. Prin know-how-ul lor, într-adevăr. Know-how, exact. Așa este. Uite, aveți un eveniment foarte frumos, da, apropo de Eve, dacă și Evele trebuie să învețe din greșeli, ca toată lumea, nu e așa, nu suntem perfecți. Absolut. Pe 14 decembrie la Opera Comică pentru Copii. Ce se întâmplă acolo? Opera Comică pentru Copii este partenerul nostru încă din această toamnă. În această toamnă, în Antrepremame, am avut primul târg, primul bazar al mămicilor antreprenori care au venit și și-au expus produsele, au vândut acolo și la bazar s-a născut această idee de a contura și un alt fel de eveniment pe care, iată, îl organizăm acum pe 14 decembrie. Este un eveniment gândit sub forma unui spectacol. Deci ieșim cumva din definiția clasică a conferințelor. În cadrul acestui eveniment vor veni antrepremame care, foarte asumat, vor povesti și despre greșelile pe care le-au făcut în antreprenoriat și despre aceste momente în care au simțit că nu mai pot, că vor să renunțe, dar vor veni și mame specialist care vor încerca să răspundă la dificultățile cu care antreprenoarele s-au confruntat în 2022. Și inserat între aceste momente și între aceste discursuri de o valoare foarte mare,
vor fi momente artistice. O să avem copii talentați care urcă pe scene, o să avem stand-up comedy, o să avem o lansare de mod a uneia dintre antreprenoarele din comunitate, așa că ne așteptăm să fie un eveniment pe care să îl desfășurăm cu zâmbetul pe buze, să ne îmbrățișăm, să facem un bilanț acum la final de an și totodată să ne și pregătim de sărbătorile de iarnă. Câte femei aveți așa în comunitate, apropo de femei antreprenori? În momentul de față, 2500. Nu suntem o comunitate foarte mare, pentru că în februarie acest an s-a născut grupul. Eu zic că e bine să aveți la finalul anului 2500, adică poate să urce și se poate duce vorba aceea. În orice caz, interacțiunea și... 10.000 de mame, Doamne ajută! Doamne ajută! Nu neapărat cantitatea este importantă, ci acest sentiment de acasă pe care vreau să-l creez în comunitate. Interactivitatea dintre noi este foarte, foarte important. Și cum vă întâlniți, de exemplu? Aveți întâlniri regulate sau faceți evenimente regulate? Vă susțineți business-urile unei alteia? Cum da, ne întâlnim, în principal ne întâlnim o dată pe lună, tocmai pentru că și eu sunt mămică, am o fetiță de 5 ani, un băiețel de 2 ani, este exact acea perioadă. Critică, perioadă în care ei au nevoie de mine. Așa și este, timpul nu prea mi-a permis să fiu prezentă și în alte proiecte. Și atunci am stabilit întâlniri o dată pe lună, sub diverse forme. Fie ieșim la o cafea și ne sincronizăm să fim cât mai multe în aceeași perioadă, fie, iată, am organizat târgul, acum conferințele, dar cel puțin o dată pe lună bifăm o întâlnire. Pur și simplu pentru a socializa, pentru a ne cunoaște, pentru a ne prezenta, pentru că de fiecare dată vin și alte mămici. Și așa ajungem să ne cunoaștem foarte bine și să ne cunoaștem nevoile. Așa este. Pentru anul viitor, ce v-ați propus, apropo de partea aceasta de evenimente destinate mămicilor? Mi-ar plăcea foarte mult să organizăm a doua ediție a târgului. A fost foarte, foarte frumos și a fost un succes. Feedback-ul, pentru mine, cel puțin ca organizator, a fost neașteptat. Și atunci mămicile așteptau un târg nou în această iarnă. Numai că sunt foarte multe târguri și le-am explicat că, din punctul meu de vedere, oportunitățile lor de a-și afișa produsele sunt deja bifate. Trebuie doar să ajungă în locurile potrivite. Și am optat în iarna asta pentru conferință, iar în primăvară sper să avem a doua ediție a Antreprenor Mame Bazar, a doua ediție a conferințelor și, bineînțeles, mult mai multe întâlniri, cursuri, ateliere, am în minte ateliere foarte, foarte creative, pe care să le desfășurăm chiar cu ajutorul antreprenorilor din comunitate. Ce frumos! Cine poate intra, cum poate intra, apropo de modalitatea de înscriere, să zic așa, te referi la conferință sau în comunitate? În comunitate. În comunitate, printr-un singur click, join, așa, în grupul like nostru de antrepremame. Exact. Așa, deci îți scriu acolo femeile interesate și le primiți cu brațele deschise. Este o comunitate creată pe Facebook, avem și o platformă acum, în sfârșit este gata, www.antrepremame.ro, acolo sunt toate informațiile despre comunitatea noastră, despre proiecte, despre evenimente. Este o platformă care crește pentru că se dezvoltă, este actualizată de fiecare dată. Comunitatea, de fapt, interactivitatea principală este aici pe Facebook. Suntem încă dependente de puii de om, da? Și de puii de om. Și de puii de om. Și asta e a la lung. Nu avem da. Ce să facem. Ne-am înhămat la un drum lung. Am în plan proiecte pe viitor, în 2023, prin care să ne reunim inclusiv cu copiii noștri, dar să fim așa separați. Adică ei să aibă activitatea lor alături, între ei, exact, da? Și noi să putem să bem o cafeluță, să creștem și să bem o cafeluță, să socializăm. Așa este, uite, din ce ți-au povestit mămicile care au business-uri, ce li se pare așa provocator sau poate ce li s-a părut greu la început? Poate ți-au mărturisit aceste lucruri. Este destul de greu să vinzi online, însă este destul de greu să fii și prezent în piață. Și aici s-a născut și ideea mea de a crea și de a găsi oportunități pentru ele, acele oportunități de a se întâlni cu publicul. Și Antreprenor Mame Bazar a fost primul pas în a crea o astfel de oportunitate. Apoi, următoarea oportunitate, apropo de această dificultate, iată, a fost și este în continuare parteneriatul nostru cu Opera Comică pentru Copii din București, pentru că mămicile din comunitate pot să meargă acolo la să vândă. Și la spectacol. Și la spectacol. Este exact publicul nostru. Așa sunt mămicile care vin cu copiii la spectacolele Operei Comice pentru Copii, iar în curtea generoasă operei, a operei, absolut, da, atât de frumos creată, ele își pot prezenta
rodul muncii până la urmă. Uite, și apropo de parteneri, să-mi spui dacă, așa, apropo de tați, de soți, cum îi simți, apropo de mamele acestea antreprenori, pentru că sunt niște femei puternice. Eu cred că sunt susținători în marea lor majoritate. Dacă, aș vrea să fac aici o paranteză, dacă toți tații ar fi precum soțul meu care mă susține în fiecare proiect, cred că asta ar contribui și mai mult la fericirea femeii din România. Îmi doresc să știu, n-am prea discutat despre soți, cred că este momentul nostru, când ne întâlnim este momentul nostru în care evadăm așa și ne lăsăm copiii cu tații sau cu mamele. Știi, era o glumă circula pe rețelele de socializare, cum să scap de stresul din casă, știi? Și mama pleca și își lăsa soțul cu copiii, știi? Da. Deci iată, cam așa, da. E, și conferințele din această iarnă, din 14 decembrie, la fel, este o poartă de evadare în care vrem să ne întâlnim, lăsăm puțin soții. Soțul meu va fi prezent pentru că trebuie să mă ajute cu fotografiile. Mi se pare normal. Cred că va fi singurul soț de acolo din sală. O să cer aplauze special pentru el. Pentru că le merită din plin. Se simtă foarte bine, îți dai seama, cu atâtea femei în jur aplaudându-l. Exact. Este un concept foarte interesant și este minunat că ai creat această comunitate, pentru că mamele au nevoie de suport și de susținere și de înțelegere în această perioadă care este delicată pentru ele, până când reușesc ușor să se, să zic așa, adapteze noilor schimbări din viața lor. Și uite că din toate aceste întâlniri se pot naște lucruri frumoase și deja ați făcut multe lucruri frumoase. Așa e, nu e ușor. Practic, în fiecare zi împletim atâtea roluri și seara ne încărcăm bateriile pentru a doua zi. Suntem femei, suntem soții, suntem mame, suntem antreprenori, angajate și așa mai departe. Cu toate astea reușim. Și cred că problema, sau poate nu neapărat problemă, ci provocarea femeii din România este să înceapă să conștientizeze cât e de puternică. Așa că unul din obiectivele comunității Antrepremame acesta este să învățăm, să învățăm să ne lăudăm, să învățăm să ne privim în ansamblu, să învățăm să conștientizăm cât de multe lucruri minunate putem face. Așa este și să ne prețuim, să ne punem acolo, pe primul loc. Absolut, da. Mulțumesc tare mult, Madalina, a fost o plăcere și te mai invităm cu mare drag. Cu mare drag, mulțumesc. Uite, Metropola TV este partener media la conferință, mulțumesc tare mult. Ținem micile, bineînțeles, în demersurile lor, te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim.